O să citesc capitolul 4 din Filipeni. Filipeni, capitolul 4. De aceea, preiubiții mei și mult doriții mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul, preiubiților. Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul și pe tine, adevărat tovarăș de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în cartea vieții. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iară zic, bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul e aproape, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce e vrednic de cinste, tot ce e drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ce ați învățat de la mine, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic aceasta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Și știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Știți voi înși vă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nici o biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi. Căci mi-ați trimis în Tesalonic o dată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Nu că umblu după daruri, dimpotrivă, umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Am de toate și sunt în belșug, sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-ați trimis, un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. A lui Dumnezeu și Tatăl nostru să fie slava în vecii vecilor. Amin. Spuneți sănătate fiecărui sfânt în Hristos Iisus. Frații care sunt cu mine vă trimit sănătate, toți sfinții vă trimit sănătate, mai ales cei din casa Cezarului. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi toți. Și biserica să spună amin. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Astăzi este o zi specială și scopul acestei zile se concentrează pe fericire, pe mulțumire și pe recunoștință. Acesta este titlul predicii mele. Ce să faci pentru a fi fericit și mulțumit? Fiecare zi este istorică în felul ei. Însă această zi a recunoștinței este mai istorică decât altele, pentru că ne așează în față responsabilitatea pe care unii dintre noi au părăsit-o. Responsabilitatea recunoștinței și mulțumirii. Ce credeți că îl face pe un om să fie fericit și mulțumit? Să se distreze? Să petreacă mult timp cu prietenii? Să câștige mulți bani, să devină bogat? Să aibă o casă mare și frumoasă? Să mănânce o mâncare delicioasă? Ce anume trebuie să se întâmple pentru ca în viața noastră și astăzi și în fiecare zi să fim fericiți, mulțumiți și mulțumitori? Personal îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru cei 57 de ani pe care mi-a dat. Îi mulțumesc pentru fiecare zi din viața mea, pentru fiecare bucurie și pentru fiecare încercare, ambele constituindu-se în planul lui Dumnezeu pentru a mă aduce până aici. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru familia mea, pentru Carmen, tovarășul meu de viață, pentru cei 6 copii și pentru cei 6 nepoți. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru Biserica Betania și pentru slujitorii ei. Mulțumesc pentru păstorii asistenți, pentru ceilalți păstori, prezbiteri și diaconi, pentru lideri și dirijori care fac eforturi mari să-L servească pe Domnul aici în biserică.
pentru comitet, pentru corpul pastoral, pentru comisia de construcție, care sunt sub povara acestei biserici, pentru departamente, pentru formații, pentru grupuri, pentru echipe, pentru fiecare persoană care se închină în această biserică și este un înger scump și frumos înaintea Domnului. În această zi a recunoștinței nu stă rău să vă spun că vă prețuiesc pe toți și vă iubesc în Hristos pentru ceea ce sunteți și pentru ceea ce faceți. Știu că veți fi mai buni în viitor decât ați fost până acum și de fapt nu numai dumneavoastră, și eu împreună cu dumneavoastră. Vă prețuiesc pentru că sunteți credincioși lui Dumnezeu și iubiți pe Dumnezeu. Vă prețuiesc pentru că vă sacrificați pentru împlinirea intereselor lui Dumnezeu și a proiectelor biserici. Pentru că slujiți, iubiți și iertați și pentru că luptați pentru unitate, pentru părtășie și solidarizați cu biserica asta care este a Domnului. Pentru că ne-am maturizat împreună, pentru că am construit împreună, pentru că am plâns împreună și pentru că ne-am bucurat împreună. Pentru toate acestea, Domnul Dumnezeu să fie binecuvântat. Cei mai mulți oameni cred în mod greșit că fericirea sau mulțumirea, recunoștința, trebuie să vină de la sine. Studiile din ultimii 40 de ani arată că aceste stări le dobândim în măsura în care le acordăm atenție și în măsura în care le căutăm în mod constant, ele fiind întotdeauna la un pas în fața noastră, gata să punem mâna pe ele. Marele mit al mulțumirii este că trebuie să fim fericiți ca să fim mulțumitori. Însă marele mit al fericirii, care a fost creat de consumerism, este faptul că fericirea vine în urma achiziționării lucrurilor materiale și a succesului din viața noastră. La jumătatea secolului trecut, când a apărut industrializarea, s-a dezvoltat o mare oportunitate numită munca productivă. În felul acesta s-a conturat mentalitatea potrivit căreia oamenii vor fi fericiți și mulțumitori dacă au mulți bani, dacă achiziționează multe lucruri materiale și dacă au parte de succes. Studiile de specialitate demonstrează că omul are capacitatea să se adapteze la orice schimbare care apare în viața lui, inclusiv la ridicarea nivelului de viață sau la oportunitatea de a deveni bogat. Statisticile confirmă faptul că această stare de adaptare durează aproximativ 8 luni, după care totul redevine normal și monoton. Așa se explică legea insuficienței permanente, care spune că ce te satisface astăzi, mâine, nu va mai avea capacitatea să te satisfacă și va trebui să aduci alt lucru nou în viața ta ca să te satisfacă. Altfel, pur și simplu, lucru mare, bogăția, realizările, succesul de ieri, nu mai are gust astăzi. Lucrurile materiale sunt doar niște accesorii pe care noi le folosim ca să ne împlinim nevoile și uneori chiar și dorințele. De obicei, oamenii mai în vârstă sunt mai fericiți decât oamenii mai tineri, pentru că tinerii sunt expuși la multe presiuni pe care trebuie să le ia, la foarte multe decizii. Nu cei în vârstă, ci cei tineri se gândesc care e scopul meu în viață. O să îmbătrânească gândindu-se la asta. La ce școală să merg, ce serviciu să-mi aleg, cu cine să mă căsătoresc, câți copii trebuie să avem, cum să gestionez relațiile toxice din viața mea, adversitățile în care sunt implicat, cum să rezolv cu succes nevoile mele materiale care acum șchiopătează. Care sunt nevoile materiale ale unui om? Cât de mult este suficient pentru a fi fericit, mulțumit și mulțumitor? Sunt nevoile tot una cu dorințele sau sunt două lucruri separate? În secolul trecut, 1908-1970, a existat un evreu care a fost psiholog, Abraham Maslow. Am învățat despre el la școală. El a trăit în America și a pus bazele teoriei
ierarhiei nevoilor umane. Această teorie a ierarhiei nevoilor umane, pe care el a realizat-o, este un concept care încearcă să descifreze care sunt motivațiile care stau la originea acțiunilor umane. El a identificat 5 categorii de emoții, iertați-mă, de nevoi, nevoi umane, adică nevoi pe care le au toți oamenii. Primele dintre ele, priviți la bază culoarea galbenă, nevoile fiziologice. Acestea sunt cele mai mari nevoi ale unui om. Hrană, apă, aer, somn, n-am mai spus și altceva, și chiar nevoia de transport, de a merge dintr-un loc în altul. Fără satisfacerea acestor nevoi de bază, viața nu poate continua, mori. Astea sunt cu adevărat nevoi. Nevoile ce țin de siguranță personală sunt următoarele, culoarea aceea, nu știu cum să-i spun, cred că e maron. Aici se are în vedere siguranța fizică, financiară și siguranța locului de muncă. Dacă pierdem siguranța fizică, financiară și a locului de muncă, nu murim, dar suntem foarte stresați. Siguranța aceasta ne permite un confort psihic. Dacă nu o avem, atunci nu mai avem liniște. A treia nevoie, cea de culoare, este nevoia de apartenență socială. Asta înseamnă că omul este o ființă relațională, drept pentru care el simte nevoia să facă parte din grupuri sociale, religioase, profesionale, sportive și chiar din grupuri care se află la aflarea legii, ganguri. Unii oameni sunt satisfăcuți de asta. În formă restrânsă, grupurile acestea sociale înseamnă familie, familia restrânsă și extinsă, prieteni, colegi apropiați. Nevoia cu numărul 4 e nevoia de recunoaștere socială, de încredere și respect, respect de sine. Lipsa recunoașterii și a respectului social generează complexul de inferioritate, care conduce la depresie, uneori la sinucidere, și cine nu trece pe aici, nici nu înțelege ce înseamnă asta. Oamenii din categoria asta se înstrăinează social și se izolează. E o uriașă nevoie, unii nu o pot împlini. Apoi este nevoia dezvoltării personale, a autorealizării. Aici ne referim la moralitate, creativitate, mentorare, manifestarea hobby-urilor, mai cu seamă cele care sunt costisitoare, artele frumoase, călătoriile, învățarea limbilor străine. E bine, toate acestea dau semnificație unui om, îi dau valoare de sine, îi dau satisfacție. E un om care gustă viața din plin, un om apreciat, e un soț, o soție bună, un vecin, o vecină bună, părinți buni. Oamenii aceștia sunt oameni de succes. Vreți să-mi spuneți că oamenii ăștia de succes sunt mulțumiți? Nu. Sunt mulțumitori? Nu. Ce ar trebui să li se întâmple ca să devină mulțumiți? Mulțumirea nu vine de la sine, indiferent ce ai, cine ești și cât ai. Nimic nu poate să-ți aducă o stare de mulțumire dacă nu faci ceva în mod conștient, intenționat și disciplinat. Conștient, intenționat și disciplinat. Mulțumirea este o artă, e un har, e un lucru dumnezeiesc. Secretul fericirii, a mulțumirii și al recunoștinței este ceea ce eu numesc ciclul reciprocității. Uitați-vă, vă rog, puțin pe screen. Vreau să spun următorul lucru. Oamenii de știință au demonstrat că unii dintre factorii care influențează starea de fericire a oamenilor este cât de multă recunoștință arată celor din jur. Dacă o persoană își construiește, își disciplinează obiceiul de a fi recunoscător oamenilor din jur, atunci dintr-o dată el este mai fericit decât oamenii care nu sunt recunoscători oamenilor din jur. Doar că nu oricine poate să fie recunoscător. Oameni frustrați, oameni neîmpliniți, oameni nesatisfăcuți. Oamenii ăștia nu pot fi recunoscători. Ei sunt critici, sunt judecători, sunt invidioși, te-ar mânca. Omul ăsta nu are cum să fie recunoscător. Recunoștința vine din generozitate, iar generozitatea vine din bunătatea inimii. Dacă nu este un om cu o inimă bună,
Nu poate fi generos, iar dacă nu e generos, nu poate să dea satisfacție celui de lângă el, pe care o merită mai mult sau mai puțin. Recunosc ajutorul tău, David, recunosc ajutorul tău, frate Petru, recunosc ajutorul dumneavoastră. Fac asta nu doar pentru că dumneavoastră meritați, ci pentru că există generozitate în inima omului care face aceste complimente. Dumneavoastră meritați oricum. Eu vă întreb, nu merită învățătorii de la școala duminicală să mergeți astăzi la ei la masă și să le spuneți: vreau să-ți mulțumesc pentru că 10 ani te-ai ocupat de copilul meu, în timp ce eu am stat în bancă și am ascultat predici. Vreau să-ți mulțumesc pentru că 10 ani te-ai ocupat de băiatul meu și de fata mea și l-ai mentorat, l-ai instruit, l-ai mustrat, ai fost cu ochii pe el în timp ce eu făceam bani sau mă odihneam. Vreau să vă mulțumesc pentru că ne învățați, pentru că ne botezați copiii, pentru că ne-i binecuvântați, pentru că ne vizitați acasă și la spital și pentru că suferiți din cauza lucrurilor care produc suferință. De ce nu facem asta? Pentru că e o problemă de generozitate personală, iar generozitatea vine din bunătatea personală. Oamenii care nu fac asta nu au fondul, platforma, suportul necesar de generozitate, care la rândul ei e așezată pe bunătate. Bunătatea produce generozitate, iar generozitatea produce plăcerea de a fi recunoscător. Apreciez, recunosc meritele tale, îți mulțumesc frumos pentru ce ai făcut. Tot timpul trebuie să le spunem oamenilor lucrul ăsta. E adevărat, la un moment dat se obișnuiesc că noi spunem mulțumesc, dar aia e treaba lor. Treaba noastră este să continuăm. Când un lucru trebuie făcut, trebuie făcut bine. Când un lucru trebuie făcut, trebuie făcut constant. Când un lucru trebuie făcut, trebuie făcut de obicei. Concluzia este că un om bun va fi generos și datorită generozității el va fi fericit. Și fericirea care pleacă din sufletul lui se va exprima prin recunoștință față de omul de lângă el. Cel mai rău om dintre noi merită să fie apreciat, face ceva bun. Pentru simplu fapt că vine aici, vreau să vă mulțumesc că sunteți aici, vă duc lipsa joia, vă duc lipsa marțea. Eram mai curajos și eu și tovarășii mei atunci când eram mai mulți. Însă știu că sunteți obosiți. Nu o spun ca o scuză, nu există scuză când nu vii la biserică, decât numai dacă ești bolnav sau la serviciu. Dar știu că viața este stresantă, știu asta, toți ducem același stil de viață. Uitați-vă ce spune Pavel, am citit împreună. M-am obișnuit să fiu mulțumit. Cu ce? Uneori cu nimic, alteori cu ceva, alteori cu totul. M-am obișnuit să fiu mulțumit. Pot să-mi ridic standardele și să devin ridicol sau o povară pentru dumneavoastră. Pavel spune, m-am obișnuit, m-am disciplinat, am lucrat în viața mea ca să fiu mulțumit. Cu ce? Cu orice. Când soția mea s-a îmbolnăvit de cancer, am putut să fiu mulțumit. Am avut stabilitate. L-am întrebat pe Dumnezeu de ce n-am mai venit la biserică, pentru că Dumnezeu a îngăduit cancer pentru soția mea, n-am mai slujit. Ce se întâmplă atunci când nu-ți merge, când nu ți se împlinește visul? E ușor să fii mulțumit când iei examenul, când ai un serviciu bun, când ești tânăr, frumos, sănătos, când totul merge bine, dar nimeni nu e așa în fiecare zi. Vin și altfel de zile care să-ți verifice credincioșia. Altfel, oamenii ăștia sunt doar materialiști, nu sunt credincioși. Omul credincios îl respectă pe Dumnezeu indiferent de decizia pe care o ia, indiferent în ce fel îl afectează. Știu să trăiesc merit. Oamenii care știu să trăiască și smeriți pot fi mulțumitori și când sunt smeriți. Sau alții îi smeresc. Dacă Domnul a îngăduit, vă mai aduceți aminte cum și-a explicat David? Poate Domnul l-a pus să mă calce în picioare. Poate Domnul a îngăduit ca să arunce cu țărână în vânt și să mă blesteme pe mine și casa mea. Dacă Domnul l-a îngăduit, eu încerc să-mi învăț lecția de aici. Unde suntem la capitolul ăsta? Anii trec, suntem de mult aici.
Ce ar trebui să se întâmple? Să fim mai mult decât aici. M-am deprins să fiu sătul și flămând. Cuvintele astea parcă sunt dintr-un film. M-am obișnuit să fiu sătul și flămând. Încerc să îmi gestionez viața și într-o situație și în alta. Încerc să-mi gestionez emoțiile și într-o situație și în alta. Încerc să-mi țin gura și într-o situație și în alta. Încerc să mă încred în Dumnezeu și într-o situație și în alta. Nu m-am născut așa și nici nu mi-e ușor să fiu așa. Dar m-am deprins, m-am obișnuit, m-am disciplinat. Mi-am construit obiceiul ăsta concentrându-mă masiv pe repetariile acestea ca să devină stil de viață. Noi suntem dintr-o carne mofturoasă, pretențioasă, sofisticată și mai ales aici în America, Doamne, Doamne! Dar avem o viață frustrată dacă suntem așa, pentru că în lipsă, în nevoi, ne dăm de ceasul morții, nu mai dormim, intrăm în depresie. De ce ai intrat în depresie? N-am bani să mă duc în vacanță. Mulțumește-i lui Dumnezeu că ești viu. E mai important să fii viu decât să te duci în vacanță. E adevărat că este bine să te duci în vacanță, dar anul ăsta Dumnezeu vrea să vadă ce faci când nu-ți împlinește o nevoie sau poate o dorință. Cum ne comportăm când nevoile nu ne sunt împlinite? Nu e vorba de aer, de mâncare, de apă și de somn, că atunci nu ne mai comportăm deloc, murim. E vorba despre altele, nivelul 2, 3, 4, 5. În Marea Britanie s-a realizat un studiu pe un eșantion de 50.000 de persoane care s-a încheiat cu identificarea la 10 propuneri pentru a-ți construi o viață de om fericit și mulțumit, nu pe baza lucrurilor materiale, că nimeni niciodată nu va fi fericit dacă fericirea lui atârnă de bani. Vai de oamenii care au doar bani, spunea cineva. Aceste 10 lucruri sunt următoarele. Relaționarea. Intră în legătură cu oamenii din jurul tău. Cea mai mare nevoie a unui om este relaționarea, este prietenia, este comunicarea. Aduceți-vă aminte de Barnaba și Saul. Aduceți-vă aminte de Aquila, Priscila și Apollo. Niște oameni care s-au întâlnit și pur și simplu au devenit prieteni, au devenit apropiați. Cea mai mare problemă astăzi este singurătatea. Singurătatea. Dar poți fi acasă lângă soț și lângă soție. Mai singur decât erai înainte să te căsătorești. M-auziți? Mai singur decât erai înainte să te căsătorești. Pentru că te-ai căsătorit cu o persoană care nu-și asumă responsabilitățile. Orice soție e la mâna soțului ei și orice soț e la mâna soției lui. Biblia spune că fiecare depinde de celălalt și se naște un ciclu. El îți dă, tu îi dai, el îți dă, tu îi dai, adică îi împlinești nevoile, nu mă refer la altceva. Dar dacă el sau ea nu împlinesc nevoile, dintr-o dată ciclul se oprește. Unul oferă, altul e ocupat. Ce se întâmplă cu bărbatul ăla sau cu femeia aia? E mai nefericit decât atunci când era necăsătorit. Pentru că măcar atunci avea frați, surori, familie și prieteni, a cui i-a lăsat pe toți și s-a aruncat în brațele cuiva care n-are timp. Relaționarea este o nevoie de bază. Iar educația ne ajută să înțelegem lucrul acesta. Fericirea nu vine din întâmplare și nici de la sine. Se construiește atunci când aflăm și când practicăm ce știm. Dăruirea. Fă lucruri bune pentru oamenii din jurul tău. Biserica din Filip și Pavel. Bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea, spune Pavel. Bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Familia din Sihem, aduceți-vă aminte, face o cameră în casa lor nouă pentru omul lui Dumnezeu și Elisei are o cameră ca să găzduiască la familia asta. Preocupare pentru sănătate, are grijă de viața lui. Aduceți-vă aminte de Pavel, s-a rugat pentru Timotei și nu s-a întâmplat nimic. De obicei se întâmpla și îi spune lui Timotei, bea puțin vin sub formă de medicament, datorită bolii pe care o ai la stomac. Trebuie să ne îngrijim de sănătate. De pildă atunci când facem sport, că tot în ultima vreme tot vă nebunesc cu substanțele chimice.
Atunci când facem sport, creierul generează serotonină. Asta este o substanță dintr-o punguță mică undeva pe aici. Și asta îți produce plăcere, îți produce confort, îți produce relaxare. Sigur îmi vei spune, și munca produce. Nu, că munca nu ridică bătăile inimii la 110. Nimeni nu muncește în ritmul acesta. Să ți se ridice bătăile, ritmul inimii la 110 bătăi pe minut. Aprecierea. Descoperă lucruri bune în oamenii din jurul tău. Ce soț n-ar putea să-i găsească defecte soției? Ce soție n-ar putea să-i găsească defecte soțului? De-aia am luat-o pe fata asta de la taică-sa și de la maică-sa să-i număr defectele? Păi eu sunt detectiv particular, polițist sau soțul ei. Destulii le văd alții, măcar eu să o înțeleg. Recomand tuturor bărbaților care sunt aici, indiferent ce credeți despre propunerea mea, nu vă mai purtați cu dreptate cu soțiile dumneavoastră. Purtați-vă doar cu dragoste și atât. Când nu vei mai avea ce să faci, practică chestia asta o săptămână, iar dacă nu funcționează, eu mă fac responsabil de eșecul dumitale. Nu te mai comporta cu dreptate. Comportă-te cu dreptate la 7 miliarde de oameni, dar cu această doamnă pe care ți-ai ales-o, comportă-te cu dragoste, doar atât. O să vezi cum înflorește, ca la leaua primăvara, și îți dă parfum, îți parfumează viața, casa, copiii. Autoinstruire. Învață tot timpul lucruri noi, nu te autolimita. A greși nu e o greșeală decât atunci când trăim în greșeală. A greși în mod accidental e o experiență din care învățăm și ne ajută să ne ridicăm într-o altă etapă a vieții. Apollo a fost un autodidact, iar Aquila și Priscila l-au luat și l-au promovat. Direcționarea. A avea un scop, a avea un obiectiv pentru care lupți. E imposibil să împlinești scopul pe care nu-l ai. E imposibil. În momentul în care nu ai o direcție, indiferent în ce parte te duci, tot rău e. Că nu știi unde te duci, așa că te duci nicăieri. Opunerea rezistenței. Luptă-te, luptă-te pentru dumneata, luptă-te pentru familie, luptă-te, ieși din confort. Luptați-vă tari în credință, împotriviți-vă tari în credință, spunea apostolul. Experimentarea noului. Aduceți-vă aminte că Dumnezeu a spus lui Moise, lovește stânca și mai târziu vorbește stâncii. Autoacceptarea personală, simte-te confortabil cum ești, dacă ești mai mărunt, omule, nu intra într-un complex de inferioritate că tot dumneata ești. Napoleon a fost mărunt. Îți spun o grămadă de oameni care au fost mărunți, domnule, și au condus lumea. Poate cineva are predispoziție să se îngrașe. Nu-l încurajez să mănânce mult dacă e starea asta, dar dacă nu poți să rezolvi problema, nu intra în depresie, că e destul problema care o ai. Ce rost are să mai aduci una în viața dumitale? Împacă-te cu cum ești. Poate ai un copil care nu-i cum vrea dumneata. Ce poți să faci? Nu l-ai ales. Ți-ai ales doar bărbatul sau soția. Copiii și părinții nu ne alegem. Trebuie să iubim așa cum sunt, altfel o să fim frustrați și îi frustrăm și pe ei. Și la urmă ne întrebăm că de ce nu funcționează, pentru că am ridicat standardul la nivelul îngerilor și nu știm să ne construim propria fericire care vine din a fi recunoscător, o expresie a generozității construită de bunătate. Și vreau să închei. Cum pot cultiva atitudinea de fericire și mulțumire? Roagă-L pe Duhul Sfânt să-ți umple inima. Folosește rugăciunea și postul în fiecare zi ca pe un obicei, cel puțin la fel de obicei ca și cafeaua. Implică-te în maturizare spirituală, ia-ți un mentor, fă studiu biblic, întâlnește-te cu cineva, citește în fiecare lună o carte. Intră într-un grup de oameni care te provoacă, cărora le dai socoteală. Dacă te uiți după mediocritate, este singurul lucru pe care îl vei avea. Disciplinează-ți virtuțile, spre exemplu, obișnuiește-te să spui mulțumesc frumos, pentru nimic, te rog frumos, apreciez foarte mult că ți-ai făcut timp de mine, că te-ai oprit să mă saluți. Dacă n-ai fi mâncat de 3 zile și cineva ți-ar aduce ceva să mănânci, nu-i așa că i-ai mulțumit? Da. Dar atunci când ai ce mânca și soția sau altul îți dă ceva să mănânci, nu-i așa că nu-i mulțumești? Observați când mulțumim noi, când suntem gata să murim. La fel facem cu apa, la fel facem cu îmbrăcămintea. Nu mulțumești nimănui pentru o haină, dar dacă n-ai avea niciuna, atunci ai mulțumit foarte tare.
înseamnă că Dumnezeu trebuie să ne împingă într-o criză pentru ca noi să dezvoltăm mulțumirea. Închei. Vorbim despre un scurt experiment. Fericirea este influențată și se manifestă prin recunoștință în viața persoanelor de lângă noi. S-a realizat un experiment cu 10 oameni, niște psihologi i-au chemat și i-au întrebat: care e persoana care te-a influențat cel mai mult în viață? Mama. Și a început să-l întrebe: ce calități are mama? E iubitoare, nu dormea noaptea pentru noi, se trezea, era harnică, parcă nici nu trebuia să doarmă, o femeie extraordinar de bună. Și care mai sunt calitățile mamei? Și care a fost personalitatea ei? Și după ce a scris toate aceste lucruri, i-a spus: acum sună pe maică ta și citește ce ai scris. Maică sa era gata să leșine, pentru că niciodată băiatul nu a scris pe hârtie și nu s-a gândit câte calități are maică sa, dar ajutat de psiholog și-a dat seama că a avut o mamă ca un înger. Înainte să ne rugăm de încheiere, oamenii lui Dumnezeu, aș vrea să vă întreb: care sunt oamenii care v-au influențat masiv și cărora le sunteți recunoscători? Puneți pe hârtie și trimiteți-i în text, mesaj sau un e-mail lucrul ăla, trimiteți-l. Omul ăla o să fie extrem de fericit și de bucuros. Iar dumneavoastră veți fi recunoscători și asta vă va ajuta să aveți o stare de satisfacție pe care noi o numim fericire. Fericirea este ca și banul, trebuie să muncești pentru ea. Este ca și mașina, trebuie să muncești pentru ea, nu vine de la sine, e fals să credem asta. Fericirea e mai scumpă decât banii și decât mașina. Pentru că trebuie să fii recunoscător, trebuie să fii modest, trebuie să fii smerit și trebuie să investești în oamenii de lângă tine, folosind cuvinte frumoase care îi ridică. Frații mei, gândiți-vă care e persoana specială din viața dumneavoastră. Dacă a murit, scrieți o scrisoare. Și nu o trimiteți nimănui, dar simplu fapt că o scrieți, o să se întâmple ceva în inima dumneavoastră. Încercați și o să vedeți. Haideți să ne ridicăm la rugăciune și să încheiem slujba divină.